Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața tuturor, ne bucurăm că am aterizat cu bine în studioul Deșteptarea. Am început în dimineața asta o dezbatere aici, ne certăm pe tema pepenilor. Da. Că eu le-am povestit băieților că mor pe tema asta cu pepenii, că trebuie de fiecare dată să-i cumpăr nevestimii, că eu nu mănânc pepene. Tu eu nu mănânci pepene? Mic, nu. De eu ce? Când eram mic mâncam numai cocoșiu, zicea. Vârful ăla fără sâmburi. Și am zis, cel mai dulce. Da. Și am zis că atunci când o să fiu mare, o să-mi cumpăr pepeni și o să mănânc numai ăla și restul o să-l arunc. Și uite, am ajuns la 41 de ani și încă n-am reușit să pun în aplicare asta, că nu mă lasă sufletul cumva. Dar încerc să iau cât mai puțin pepeni, că mă enervează că fac mizerie mult. Fac zoaie, curp acolo, peste tot. În schimb, măcar am învățat să-i cumpăr exact pe aia cei mai buni. Asta cum? Știu să fac. M-a învățat o doamnă în piață la obor. O doamnă în vârstă. După vreji. Știi că ei au vrejul ăla mic. Zice că vrejul trebuie să fie lipit de pepene. Pentru că el, când e suficient de copt, când ajunge la maturitate, cade pe o parte. Și vrejul ăla se lipește... Știi ce zic? Deci el cum crește el acolo unde... Păi stai un puțin, și dacă e suficient de mic cât să nu mai poată fi lipit, înseamnă că ce? Dacă l-au tăiat scurt? Nu poți să-l tăi. Dacă te uiți, n-are cum. Nu există varianta asta. Că ei când îl taie, n-au cât de scurt să-l taie. Și el când cade, da, pe o parte, vrejul ăla se lipește de pepene. Ai văzut că sunt unii care au vrejul perpendicular pe pepene, practic. Aia sunt necopți. Ăsta trebuie să fie lipit și încă ceva, trebuie să nu fie uscat iască. Că dacă e foarte uscat, înseamnă că e foarte vechi. E trecut. Pepenele e trecut. Deci asta este șmecheria. Ai înțeles? Tu, George, cum... La mine e simplu, asta cu... Aia cu sunetul eu n-am înțeles. Aia cu vrejul nu e foarte complicat. Într-adevăr, trebuie să fie uscat, să nu fie verde, că atunci e clar că lucrurile nu s-au completat cum trebuie acolo. Dar eu îl pocnesc. Îi dau așa cu degetele. Îi dau bobârnace. Și ce bang, bang. Are un sunet specific. Nu pot să-ți explic sunetul, că doar îl aud, adică nu îmi dau seama. E un pic mai spart așa decât de obicei. Și dacă are sunet, dacă face sunetul ăla, sau îi bas cu palmă. Mie mi se pare că tot sună la fel. E o chestie de antrenament. Trebuie să o faci în fiecare vară și mă rog. Eu aș vrea să știu însă cum poți să evit să-i cumperi pe aia zaharisiți. Aia nu știu. Pe aia nu-i aia hales trecuți. Deloc. Aia nu sunt trecuți. Ba da, trecuți și zaharisiți. Au consistența aia făinoasă așa, sunt foarte sunt dulci. Sunt trecuți, da. Pe aia nu-i suport. Știți, prieteni, să ne spuneți și nouă cum facem să alegem un pepene corect cap-coadă. 0372069599 sau mesaje 0728 3 de 1 3 de 2. Dar ține și nouă sfaturi cum să facem, că eu știu așa, în mare, dar îi mai nimeresc câteodată de ăștia zaharisiți. În rest, ei sunt ok așa, adică sunt copți, sunt... Ce m-a învățat doamna din piață, până acum a dat proade. Mai e doamna în piață? Da, în fiecare an. Păi și nu mai bine o rogi de la să te mă rog. Să te ajute. N-am legitimat-o, dar o cred. Bine, haide să facem împreună, prieteni, ghidul final al cumpărătorului de pepeni, nu al vânzătorului. Că vânzătorul știe el ce știe, noi cumpărătorii suntem fraieri aici, că nu știm cum să alegem pepenii. Deci ghidul final și complet al cumpărăturii de pepene. Vrem să știm, ajutați-ne să înțelegem, ajutați-ne și pe noi să înțelegem cum facem selecția pentru un pepene corect, care să fie criteriile. Ciocănim. Da, ciocănim, dar cum trebuie să sune? Ce formă trebuie să aibă? Trebuie să fie regulată sau dacă are țuguiuri e bun sau țuguie? Nu știu, să mai sunt unii care nu sunt chiar rotunzi așa, mai sunt într-o parte. E oval. Mie îmi plac așa. Foarte mult pepenoicele alea mai lungi așa. Trebuie să aibă pete, dacă au pepene cum sunt? E pe pata aia trebuie să fie albă, trebuie să fie galbenă, trebuie aia trebuie pata să aibă... pe care el când cade de pe vrej. Deci el stă, nu știu cum să zic. El stă pe un răsesc, cade pe o parte. Și cade pe o parte. Da. Da? Pata aia unde a căzut. Da. Și acolo nu se mai coace, că stă pe pământ. Da. Și atunci pata aia poate să fie, cred eu... Are vreo importanță sau nu? Eu habar n-am, asta nu știu. Cred că trebuie asta să nu fie albă, că arată rău. Codița verde, uscată, lipită, nelipită. Vrem să facem ghidul și vă spunem. Voi ne dați mesajele și noi revenim cu toate detaliile. Da, liniile, sunt niște linii maronii, așa, ca niște fire, de ca un păienjeniș. Alea sunt bune sau nu sunt bune? Aia la pepene galben? Nu. Și la pepene verde. Nu cred. Ba da. Linii maro la pepene verde? Da. N-am văzut niciodată. Am citit eu odată, într-un studiu. Trebuie să fie lucioși sau mați. Dar să ne
Te explicați și cu pepenele galben, apropo, dacă nu, stai puțin, e prea mult deja, nu? Ai prea mult. Să deci îmi place mai mult. Verde și galben? Ăla verde, cum ziceți voi, e harbuz. E roșu. Deci pepenele verde care e roșu și ăla galben care e portocaliu. Dar să nu confuzăm lumea. Ne limităm doar la pepenele verde-roșu. Da. Deci verde... Lubeniță. 0728 3 de 1 3 de 2. Mesaje și revenim cu ghidul complet. Ara nu dorm pentru că trebuie să aleg cei mai buni pepeni, fie că verzi, galbeni. Care e diferența culoare între harbuz și lubeniță? A, mai băgat în ceață. Eu spun un regionalist. Da, atât. Serios? Da. Pentru că am primit următorul mesaj. Cum poți să mănânci lubeniță coaptă de la un amic? Zice, așa, același zgomot la bobârnac ca și cel de la bobârnacul cu care lovești mărul lui Adam. 100%. Deloc sunt din Dăbuleni, am avut și noi plantații, dacă e același zgomot, 100% e copt. Cine naiba își trage bobârnace mărul lui Adam? Adică, da, serios, pe bune, știi? Omul și... e serios să spune, zice, dacă vrei să mănânci lubeniță coaptă, așa e. Bă, da, bun, serios, deci mărul lui Adam, nu, nu Luca. Deci, a, bun, și plus că face de mărul lui Adam, dacă e, nu lângă. Da, și cred că mărul de a... mărul lui Adam de slab și de gras, cred că sună diferit. Altfel, da. La Luca nu se mai vede mărul lui Adam. Exact. Trebuie să-l caut. Deci avem diverse metode. Nu faceți așa ceva acasă. Metode. Nu vă loviți mărul lui Adam, da, că nu e bine, e periculos. Ni s-a recomandat să ne uităm la floricica din fund. Asta în cazul în care... Sunt multe mesaje și o să trecem prin, serios? prin ele imediat. Uite, începem cu un audio. Dacă îi cumperi din piață, îi pui să-ți facă țâncuși, îl guști, dacă îți place bine, dacă nu, iar bine. Și aia e. Cred că dop. Țâncuși e dop. Da, am văzut, avem multe mesaje cu dopul și are varii de denumiri. Nu fără să-l strici, asta e o metodă barbară. Și acum, pe de altă parte, dacă faci dop și nu e bun, mi-e rușine, mă, să nu-l cumpăr. Eu am văzut la un moment dat în piață cum se certau vânzătorul cu clientul, da, pentru că i-a făcut, zice, v-am făcut dop, acum trebuie să-l luați. Păi l-am făcut, păi, ăla zice, am făcut dop ca să văd dacă e bun și nu e bun. Păi da, dacă tot l-am tăiat, trebuie să-l luați. Da, da, e o discuție total... Dacă nu e verde, dacă nu e verde sau complet, nu știu, afanisit, zaharisit, nu... Da, da, nu poți să nu-l iau. Evident. Îl iau și asta e viața. Ne scrie cineva că negocierea se poartă înaintea cepului, știi? Bine. Adică îi spune, dă-i dop, dar vezi că dacă nu-mi place, nu-l cumpăr. Aha. Și atunci zice, adică ție ar trebui să fie implicită treaba, n-ar trebui să-i mai faci avertisment, dar probabil omul s-a pârlit. Ia să mai... Îți fac dop de poftă. Da. Hai să mai vedem. Salut, băieți, Dan de la Cluj. Eu de câțiva ani buni mă duc la cel care vinde pepene și îi spun că șefa mea e însărcinată și trebuie să-i duc un pepene dulce și îl rog frumos să mi-l probeze. Eu nu iau dacă nu-i probat. Mi-l taie, îl gust, dacă e dulce îl iau, dacă nu, la bună vedere. Păi și de vreo an bun tot așa mă duc și tot așa reușesc, am cei mai dulci, altfel nu mă prea descurc, zic cu spor, weekend plăcut. Șefa lui e însărcinată anual, practic în fiecare vară. Ce contează, mă, așa învățasem eu într-o perioadă când erau copiii mici. Da. Și am văzut că dacă mă duc la magazin și spun, dați-mi și mie, zic, vă rog, că am un copil de una jumate acasă, nu mă pricep să iau la pește, știi? Ah. Și se duceau aia până în spate, mi-aduceau și mă învățase, am făcut să le-a vreo 7-8 ani și eu tot mă duceam. Zic, am un copil de un an jumătate, și fața asta mă ajută, știu, eu pot să am copil mic, practic, încă 10 ani de acum înainte. Dați-mi și mie, vă rog, ceva proaspăt, zic că nu pot să-i dau. Și oamenii, na, se simt responsabilizați. Că toți facem așa. Și aia se duc în spate de fiecare dată, știi? Și vorbesc între iar a venit unul cu copilul. Iar a venit ăla cu copilul, cred că. Ai, ce ai mai... Dă-l pe ăla. Da. De când stă ăla? De o săptămână? Dă-l încoace. Dă-mi un pește, că e unul de ăla cu copil are mic. Are copil de un an, de 5 ani. Crezi că nu-l știm? Am primit o sumedenie de secrete. Valentin din Călăraș ne spune așa. Să-l strângi puțin între picioare pe penele. Și dacă troznește, e copt. S-au luat în mână, stai, și... mă, puțin, stai puțin, nu, serios. Deci... Dar nu cred că îți dă nimeni pepene, decât în supermarket, cred. Scena. Deci, te duci la pepenărie, da? Sunt munți de pepeni. Da. Iei un pepene, 10 kg. Îl prinzi între genunchi, pe marginea drumului. Deci, nu troznește. Cum faci asta? Deci, uite lumea la tine ca la un... Troznește, ia liniște toată lumea, să aud dacă troznește. N-ai forță, matale, că el a trosni. Pă, bune? Așa, și cum continuă? Deci dacă trosnește, e bun, dacă deci nu... Deci asta, dacă trosnește, ce s-au luat în mână și dacă e trecut, se simte proporțional cu mărimea, este ușor. Adică... Asta dacă e ușor, dacă e deshidratat. E mai ușor decât ar trebui, da, să... Deci am notat să nu fie ușor, să fie greu. Bun, gata, asta am notat. La pepenicop, spune cineva, vrejul trebuie să fie răsucit. Deci nu culcat, cum știam eu.
Deci ca precum coada de purcel. Da, da. Așa. Exact. Să știi că și eu știam mai tot așa că el în cădere se răsucește, da, știi? Da, și răsucește de pe o parte pe cealaltă, așa face. Turbioare toate. A, și acum acasă, sperie. Ăla galben se recunoaște după miros. Trebuie da. Să miroase frumos, așa. Și nu urât. A pepene, dulce. Și atunci la sigur e copt. Mulțumim, mulțumim frumos. Noi luăm doar pe aia care miros da. Urât. Nu m-aș fi gândit. Da, mulțumim mult. Ce sau mai e o metodă. Ia. Iei pepenele, îl bați de câte ori vrei cu palma și pe unde vrei tu. Așa. Îl strângi între genunchi și îl troznești da. Cât poți de tare. Îl mai bați de 2-3 ori cu palma și după aceea, ca să fii sigur că e bun, îi faci dop. Eu n-am văzut asta cu, și el ai văzut. Asta cu strânsul întregic. Eu n-am văzut pe nimeni niciodată, niciodată. În partea asta a țării, pepenii nu se strâng între genunchi. Dar trece. Eu cred că n-ai remarcat că nu erai atenționat. Să vezi de acum încolo, de nu să vezi zeci de oameni. Stau la coadă. Oamenii se antrenează. O să mă duc în piață. Se încălzesc înainte, fac genoflexiuni. Apropo de sunet, Ionuț din Lugoj spune că sunetul trebuie să fie mai înfundat atunci când îl ciocănești. Ca mărul lui Adam, dar mărul lui Adam să sună mai înfundat. Spart așa. Cum mai spart, mă? N-auzi înfundat. Da, înfundat nu spart. Diferente. Nu pot să vă explic exact cum e, că trebuie să-l aud. Iar locul unde a crescut trebuie să fie mai galben, nu verde. Cred că se referă la pata aia. Aha, deci locul unde a crescut, nu în sensul de grădină. Da, trebuie să vedem și grădina. Da. Și uite... Deci cum trebuie să fie pata? Mai galbenă. Mai galbenă. Așa știam și eu. Dar asta e... Firele alea ca pe înșenișul, de ți-am zis, alea sunt semn bun, înseamnă că pe acolo a vrut să iasă zahărul. Am citit. Mă înțelegi? Păi să iasă, că la că e prea copt. Nu e prea copt, e ci că trebuie să aibă niște păienșeniși de la Maroniu, așa. Uite, ne mai zice David Marian din Bacău următoarele. Da. Referitor la pepenele copt, chestia cu vrejul lipit de pepene în funcție de cum stă așezat pepenele pe pământ. Corect, dacă n-a căzut pe vrej, nu stă lipit. Un pepene copt are o pată galbenă deschisă, dar nu poți fi sigur. Cel mai sigur se face tincus cu cuțitul în pepene. Ce și atunci face? Vedeți tincus, îi zice. Cred că e țâncuș, mă. Nu aici tincus. E tâină că usă, nu știu. Păi că așa, mă rog. Restul mesajului e cu diacritice? Da. Nu. Ba da, restul e cu diacritice, numai tincusul e fără. Okay. Uite, cuțitul e cuță, vedeți, e cuță, siguranță, cuță și ea. Deci se face tincus. Dacă e bun sau nu. E o marfă închisă. Deci vezi că aici e cu aspecte filozofice. E o marfă închisă, da. Care îți oferă o surpriză plăcută sau mai puțin plăcută. Sau neplăcută. Da, sunt două variante. Vă doresc weekend plăcut. Vă mulțumim tare mult, Marian. Tocmai de asta avem și discuția asta, că e o marfă închisă. Da, și ca să evităm surprizele neplăcute. Eu sunt foarte emoționat când mă trimite Ione să cumpăr pepene. Pentru că, tocmai pentru că este o marfă închisă cu aspecte deosebite, plăcut sau neplăcut, urăsc să vină acasă, ea se apucă să taie și ia fața aia. Iar nu l-ai strâns între nu picioare. Băi, dar genunchii tăi nu mai ce faci? Și avem mai multe relatări că ar exista o aplicație numită Pick a Melon, adică alege un pepene. Un melone. Sunt mai multe mesaje în sensul asta cred că e ultima frontieră. Deci dacă mă duc să și aleg scot telefonul cu aplicația. Deci dacă te duci la piață și scoți telefonul și încep să scanezi pepeni. Scanezi pepenii. Asta e cea maximă. Am înțeles că poți să bați în ei și îți răspunde cineva. Îți evaluează frecvența de răspuns. Tu vorbești serios? Așa am asta ar fi genial. Ți se pare? Da. Eu vreau să merg cu Luca la piață și să-l văd cum alege cu aplicația pepeni. Și vreau să filmez fața vânzătorului. Că vine Luca și scoate aplicația și începe pung pung. Și telefonul care spune da. No. Yes. Ăsta, boss, îi facem tincus. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.